Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la Jurnal de Reghin. Vă invit să parcurgem împreună știrile zilei. Consilierii locali al municipiului Reghin au participat vineri 30 septembrie la ședința ordinară a lunii. Ordinea de zi a întâlnirii a cuprins 17 puncte, la care au fost adăugate alte două. Toate proiectele de hotărâre supuse votului au fost adoptate. Dar Reghin TV a transmis în direct ședința, iar detalii despre proiectele aprobate aflați în ediția de luni a Jurnalului de Reghin. Continuăm știrile. Ziua internațională a vârstnicilor a fost marcată și în incinta Casei Maria din strada Nicolae Bălcescu. Acolo unde de obicei micuții asistați își petrec timpul, vinerea a avut loc un moment artistic pregătit de copii pentru vârstnicii din cadrul Centrului Sfântul Andrei, dar și voluntarii care participă la programul Generații. Cei mici au oferit bunicilor o floare și o gustare dulce, însoțite de poezii și cântece. Copiii din cadrul Caselor Maria din Reghin au marcat ziua vârstnicilor printr-un program artistic prezentat vineri în curtea așezământului social de pe strada Bălcescu. Cântecele și poeziile au fost ascultate de vârstnicii din cadrul Centrului Sfântul Andrei, dar și de voluntarii care participă la programul Generații. În cadrul Asociației Filantropia avem Centru Comunitar pentru Vârstnici Sfântul Andrei, în care sunt cuprinși 80 de persoane la domiciliu și centru de criză, unde avem un număr de 8 persoane nevoiașe pe care încercăm să le ajutăm cu ce putem noi mai mult, cu asistență medicală, religioasă, cumpărături, de ce au nevoie. Iar astăzi, fiindcă este ziua vârstnicului, îi sărbătorim pe aceștia. I-am întâmpinat cu zâmbetul copilor din cadrul caselor noastre, Casa Maria 1 și Casa Maria 2, cu o floare, cu ceva dulce, o prăjitorică și Noul Testament pe care l-am primit de la Arhiepiscopia Alba Iuliei, pe care îl vom da fiecărui vârstnic pe care îl avem la domiciliu și în centrul nostru de criză. În primăvara vieții le voi purta nestingărit și în pragul bătrâneții. Bunică, în ochii tăi senin, de unde arde adânc jumin și părul tău de ce așa curat ca fulge al tăinea, de ce când umbli te apleci să vezi cum calci pe unde treci? Bunică dragă, cât aș vrea să fii tu nepoți ca mea. Astăzi sărbătorim Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice și Fundația Comunitară Mureș, alături de Asociația Filantropia Ortodoxă Alba Iulia Filiala Reghin și Fundația Principesa Margareta a României, desfășoară un proiect numit Centrul Comunitar Generații, unde 11 voluntari vârstnici fac activități alături de alți 27 de copii. Așa că astăzi copiii au pregătit un program artistic frumos ca să-i sărbătorească pe vârstnicii care fac alături de ei diferite activități educative. O asemenea colaborare, relație între generații, ce beneficii poate aduce? În primul rând aduce beneficii pentru ambele generații și studiile internaționale și cele din România arată că vârstnicii au din ce în ce mai puțină activitate și asta îi face pe ei să întinerească, credem noi. Sunt bine primite pentru că și vârstnicii trebuie să fie un exemplu pentru cei tineri și de asemenea tinerii și copiii în general sunt o alinare pentru cei mai în vârstă, dragi ai noștri. Îmi place să vin cu drag, cu plăcere și să mă întâlnesc și să le spun din experiența mea proprie. Aș putea să fac mult mai multe. Le-am dat o temă de gândire. Ce le-ar plăcea să lucrăm? Eu numai la spațiu de jocă am fost cu ei până acum. Vă mulțumesc, părinte, vă mulțumesc că m-ați primit în casa dumneavoastră, în mijlocul dumneavoastră, copii baftă la școală și să fiți mândri că sunteți tineri frumoși. Până la urmă, cea mai mare bogăție sunteți dumneavoastră și atunci ne bucurăm când curtea noastră aici a bisericii este plină de copii veseli, îi vedem că se joacă, că se simt bine, practic este casa lor și suntem o familie. Asta e cel mai important. Să trăiască la mulți ani.
Clubul Rotary Reghin face un nou act de caritate. De această dată, organizația oferă o sumă de bani familiei Rebecăi, fetița de 5 ani din Reghin, care suferă de leucemie. Este primul caz în care oamenii cu suflet mare din cadrul clubului ajută financiar pacienți aflați în dificultate. Iar din fericire, majoritatea dintre ei au trecut cu bine peste afecțiune. Un nou caz medical care impresionează opinia publică reghineană determină la acțiune și Clubul Rotary Reghin. Organizația face un nou gest caritabil și oferă o sumă de bani familiei Rebecăi, fetița de 5 ani din Reghin care suferă de leucemie. Comunitatea reghineană întotdeauna în astfel de situații trebuie să se adune, trebuie să fie solidară. E atât de important, nici nu-ți poți imagina ca un copil, cum e cazul Rebecăi, de 5-6 ani, poate fi diagnosticat cu leucemie. E incredibil. Fiecare dintre noi avem copii sau nepoți și, Doamne ferește, putem trece printr-o astfel de situație. Aici se pune problema solidarității între oameni. Indiferent că ești Clubul Rotary, că ești cetățean simplu, că ești o firmă, trebuie să dăm dovadă de bunătate sufletească. În acest spirit, Clubul Rotary sigur că vine încă o dată în sprijinul comunității și în cazul Rebecăi Deac vom vira o sumă de bani, undeva 2.500-3.000 de lei. Și pe această cale aș dori să transmit familiei tot sprijinul nostru afectiv și sufletesc și să le demonstrăm cu toții și toată comunitatea că suntem alături de ei, îi ajutăm cu ce putem și cu siguranță Rebecca, sunt convins, se va face bine. Nu este primul caz în care oamenii cu suflet mare din cadrul clubului Rotary ajută financiar pacienți aflați în dificultate, iar din fericire, majoritatea dintre ei au trecut cu bine peste afecțiune. A fost cazul Norei Chifor, în care a fost o campanie amplă de ajutorare a Norei medic în Reghinean, în Franța. A fost cazul lui Sergiu Varodi. Cred că e foarte important sprijinul și ceea ce transmite noi familiei. Psihicul lor, starea lor e foarte importantă, fiindcă ei la rândul lor transmit copiilor sau celor care sunt bolnavi și cred că asta mai presus de toate, din nou reiterez, vorbim de solidaritatea umană, de bunătatea sufletească a fiecăruia dintre noi. Rebecca are 5 ani și s-a descoperit luna aceasta că suferă de leucemie. Se află internată la Târgu Mureș, unde este tratată de medicii oncologi. Are nevoie de sânge din grupa AB pozitiv, iar cei care doresc să doneze o pot face la centrul de transfuzii din Târgu Mureș. Fuego, grupul Liza și Anca Brane au cântat la festivitatea organizată de primărie cu ocazia Zilei Internaționale a Vârstnicilor. Spectacolul a avut loc joi, 29 septembrie, la cel mai mare restaurant din municipiu, în prezența a 1200 de participanți. Fuego a mărturisit că a revenit cu drag în zona sa natală și că este o bucurie să cânte pentru bunicii noștri. Cei aproape 1200 de participanți la masa festivă organizată cu ocazia Zilei Internaționale a Vârstnicilor au avut parte de un spectacol. Sărbătoarea organizată de primărie și Consiliul Local joi l-a adus în mijlocul pensionarilor pe întregitul Fuego. În primul și în primul rând că sunt născut în zona aceasta a Ardealului, o zonă foarte frumoasă, am copilărit. Noi când veneam la Târgu Mureș, parcă eram în altă lume. Turda era un oraș mic, un oraș de provincie, locul în care eu m-am născut, dar când mergeam la Cluj sau la Târgu Mureș, aveam senzația că suntem, știi, parcă era un Occident. Am trăit vremuri frumoase, sunt extrem de fericit că sunt astăzi aici prezent, am văzut aproape 1000 de oameni care au cântat cu mine, au dansat cu mine, știau repertoriul meu, sunt extrem de fericit pentru că am reușit pentru o oră și jumătate să le alung tristețea de pe chip și să uite pentru o clipă de problemele lor. Te-am chemat la o zi mare, ziua de petrecere.
Eu îmi doresc enorm de mult ca Dumnezeu să mă țină în viață, să ajung și eu vârsta lor și experiența acestor oameni, cărora cred că nu le-a fost deloc ușor în viața aceasta și au avut probleme și necazuri și obstacole în viață. Cu toții avem obstacole, dar m-am bucurat să-i văd fericiți, m-am bucurat să văd că au dansat. Sunt extrem de bucuros că am ajuns în localitatea dumneavoastră și sper să revin cu drag, pentru că oamenii de aici, din Ardeal, sunt extrem de frumoși la suflet, primitori, generoși. Vreau să o felicit pe doamna primar, pe care am considerat-o un fel de Margaret Thatcher a românilor. Este un fel de doamnă de fier, să zic așa, în ghilimele. Este un om care pune suflet, un om cu o personalitate aparte și mă bucur că a reușit împreună cu Consiliul Local să adune atâtea persoane în această sală de evenimente. La mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire. La mulți ani să trăiți. Spectacolul a fost întregit de prestația grupului Iza și de recitalul de muzică populară susținut de solista Anca Branea. Pensionarii din zona Reghin au două organizații puternice care se luptă pentru interesele lor, care le vin în ajutor și îi sprijină cu tot ce au nevoie. Cu ocazia Zilei Internaționale a Vârstnicilor, reprezentanții Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Reghin și ai Ligii Pensionarilor Filiala Reghin le amintesc membrilor și celor interesați să adere la asociații, care stau la dispoziție cu sprijin financiar, servicii și cadrul de socializare. Avem detalii imediat în jurnal, după ce aflăm de la Crina Casoni care sunt tendințele generale ale previziunilor astrale pentru ziua de sâmbătă. Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Un aspect negativ între Mercur și Pluto fac ca această zi să fie destul de dificilă în ceea ce privește interacțiunea cu oamenii din jurul nostru. Astrele ne recomandă să fim foarte atenți la modul în care ne exprimăm gândurile și sentimentele și să alegem cu grijă cuvintele. Dar cu mai multe amănunte vă aștept în câteva minute la Jurnal de Astre. O viață mai bună pentru bătrânii noștri. Asta caută să ofere organizațiile din Reghin înființate cu scopul de a ajuta vârstnicii. De peste 60 de ani deja, Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Reghin oferă ajutoare bănești membrilor ei. Acordăm împrumuturi persoanelor vârstnice, indiferent de vârsta pe care o au. Pentru că la o instituție bancară, după 65 de ani, altele și la 60 de ani, pentru vârstnici nu mai acordă. De asemenea, procedura este destul de lejeră față de o chestiune de bancă. Noi, în măsura în care omul are un necaz, îi rezolvăm problema în ziua respectivă. Sub aspectul dobânzilor, la fel, avem dobânzi diferențiate. Deci, în condițiile în care omul este necăjit și are o problemă de sănătate sau nu-și poate cumpăra medicamente sau se duce la operație sau trebuie să-și cumpere un stent sau o proteză, dobânda pe care o percepem este de 5% pe an, ceea ce este aproape insesizabil, deci omul o suportă ușor. Pentru celelalte categorii de împrumuturi, deci normale așa, dobânda este de 8% pe an până la 1500 de lei și de la 1500 de lei este 10%. Mai avem o categorie a celor care iau împrumuturi în limita fondului de cotizație care l-au. În aceste condiții nu au nevoie de niciun fel de girant, pentru că ei practic au o rezervă acolo și dobânzile se reduc
cu 2%, deci în loc de 8% este 6% și cele mai mari în loc de 10-8%. Deci sunt niște chestiuni, deci la noi nu se percepe niciun fel de altă comision și de asemenea posibilitățile de, deci rambursarea se face lunar, dar atunci când omul are un necaz, îl păsuim. Același scop de a fi alături de vârstnici are și Liga Pensionarilor, care cu ocazia zilei de 1 octombrie le amintește reghinenilor beneficiile de care se pot bucura aderând la organizație. Distribuirea de pachete alimentare membrilor cotizanți ai asociației noastre, ai Ligii, peste 500 de persoane, distribuire care va începe cu data de 3 octombrie de luni la sediul clubului nostru din piața Petru Maior numărul 31 și unde așteptăm pe toți pensionarii cu drag să-și ridice pachetele alimentare care se distribuie, menționez, începând cu data de luni 3 octombrie. Apoi va urma, la fel cum a fost o excursie de pelerinaj organizată de 2 zile de către Ligă în Moldova, în curând urmează o altă excursie la Salina Turda pentru pensionari și Peștera Scărișoara, unde așteptăm pe toți care doresc să participe, cu mare drag să se înscrie și să petreacă 2 zile frumoase alături de prieteni și de cei dragi într-o zonă de agrement. Dar mai multe despre activitățile acestor organizații destinate vârstnicilor și planurile lor de a oferi o viață mai bună bătrânilor noștri, aflați urmărind rubrica Jurnal Plus, în ediția de sâmbătă, 1 octombrie, a jurnalului de Reghin. Trupa de teatru din culise a Casei de Cultura Tineretului George Enescu a reprezentat municipiul Reghin la cea de-a 5-a ediție a Festivalului Național de Teatru Tanța și Costel din Medgidia. Reghinenii au participat cu piesa Cerere în căsătorie, adaptare după Cehov, regia lui Lucian Pantea. Trupa de teatru din culise a fost prezentă pentru prima dată la Medgidia. Membrii trupei de teatru din culise a Casei de Cultură George Enescu din Reghin au participat la cea de-a 5-a ediție a Festivalului Național de Teatru Tanța și Costel, desfășurat la Medgidia, între 23 și 25 septembrie. Un festival organizat de Primăria Municipiului Medgidia în parteneriat cu Garnizoana Medgidia. Medgidia a fost nemaipomenit. Ne-am simțit foarte bine, începând de la primire, și până la ultima zi în care noi am jucat, am avut parte de un public nemaipomenit, o sală de 400 de locuri aproape plină. Ce poți să-ți dorești mai mult decât ovațiile și aplauzele unui asemenea număr de oameni? Am simțit foarte bine și actorii s-au simțit foarte bine. Am avut plăcerea, pe lângă întâlnirea cu celelalte trupe pe care le știm din anii trecuți, am avut plăcerea să cunoaștem și alte trupe, de la Iași, de la București, și socializarea a fost la loc de cinste, adică toată lumea s-a simțit foarte bine. Pasiunea pentru teatru este cea care îi îndrumă pe membrii trupei, iar participarea în circuitul național al festivalurilor de teatru pentru amatori este o șansă de a învăța lucruri noi, de a socializa în viață personajelor. Anul acesta a fost un an nemaipomenit, pentru că pe lângă festivalul de la Mediaș, unde noi am fost a doua oară, la Medgidia am fost chemați prima oară. Și spre deosebire de alte festivaluri, festivalul de la Medgidia are o parte puțin mai deosebită, pentru că în organizare se implică Marele Stat Major al Armatei. Deci au venit oameni importanți de la București care ne-au apreciat, ne-au luat interviuri, ne-au felicitat, ceea ce pentru noi din orașul Reghin, pentru copiii din trupa de teatru din culise și pentru noi toți care suntem niște muncitori în cultură și ne punem sufletul pentru teatru, a însemnat foarte mult. Și sperăm într-o cât mai îndelungată colaborare împreună cu cei de la Medgidia și până la urmă sper să intrăm în acest cerc al teatrului, care începe undeva în Moldova și se termină în Banat și cuprinde toată țara într-o întâlnire deosebită în ceea ce înseamnă teatru pentru amatori.
Din distribuția piesei Cerere în căsătorie fac parte Enea German, Marian Vultur, Lucia Mihuț și Teodora Crișan. Povestea spectacolului este aparent una banală, dar ea se complică datorită unor neînțelegeri mai vechi între personaje care prelungesc deznodământul final. În perioada 26-30 septembrie se derulează la nivel național cea de-a 11-a ediție a campaniei Săptămâna Prevenirii Criminalității, în cadrul căreia sunt abordate 5 teme principale. Vineri 30 septembrie evenimentul se încheie cu Ziua Siguranței Rutiere. Scopul acestui program constă în promovarea activităților preventive cu privire la importanța adoptării unor conduite antivictimale și antiinfracționale, precum și a implicării în astfel de activități. Săptămâna Prevenirii Criminalității este o acțiune al cărei scop este sublinierea importanței activității preventive a poliției și totodată a parteneriatului cu alte autorități și instituții ONG-uri. În cadrul acestui proiect, vineri 30 septembrie, se celebrează Ziua Siguranței Rutiere. Cu această ocazie, Poliția Română a transmis un set de măsuri de siguranță pentru participanții la trafic. Nu trece o zi fără să nu auzim de accidente rutiere, de oameni morți sau nenorociți din cauza vitezei, a indisciplinei pietonilor, de copii rămași fără părinți ori de familii lovite de cea mai grea durere, pierderea copilului. De ce se întâmplă aceste tragedii? Pentru că ne grăbim mereu și nu ne gândim că e mai bine să întârziem decât să nu ajungem deloc, pentru că tratăm cu superficialitate viața atunci când pășim pe stradă, pentru că nu ne gândim că cei dragi ne așteaptă acasă pe noi și pe ceilalți, pentru că până nu se întâmplă ceva grav cuiva drag, tratăm cu ușurință accidentele rutiere ca pe o simplă știre la televizor. Stimați pietoni, și cei implicați în accidente rutiere au avut convingerea că pot traversa în siguranță. Traversați strada doar prin locurile permise. Asigurați-vă înainte de a vă angaja în traversare. Supravegheați copiii atunci când sunt participanți la traficul rutier. Nu le dați exemple negative legate de respectarea normelor rutiere. Stimați conducători auto, oare cei care au murit nu au crezut că pot controla mașina atunci când au apăsat prea mult pedala de accelerație? Respectați limitele legale de viteză, în special în interiorul localităților. Adaptați viteza de deplasare la condițiile de drum. Atașați-vă centura de siguranță înainte de pornire. Stimați bicicliști și motocicliști, adaptați viteza de deplasare la condițiile de drum. Circulația pe două roți nu vă dă dreptul la consum de alcool înainte de a ieși în trafic. Echipamentul de protecție vă poate salva viața. Toți cei care participăm la traficul rutier suntem egali, avem drepturi și obligații, dar mai mult de atât, trebuie să avem grijă unul de altul, să fim îngăduitori cu cel care greșește și să ne respectăm reciproc. Acesta este sloganul zilei care încheie Săptămâna Prevenirii Criminalității în toate formele sale. Simpozionul Tradiții, Cultură, Spiritualitate în Deda și Împrejurimi a ajuns anul acesta la cea de-a 4-a ediție. Joi, 29 septembrie, scriitori, profesori, localnici și elevi s-au adunat pentru a lua parte la manifestarea care a programat mai multe lansări și prezentări de cărți despre Deda. Comunitatea din Deda a găzduit o manifestare culturală importantă. Joi, 29 septembrie, a avut loc a 4-a ediție a simpozionului Tradiție, Cultură, Spiritualitate în Deda și Împrejurimi. Administrația locală a comunei colaborează cu mai multe instituții culturale pentru organizarea activității, care are ca scop lansarea unor volume despre Deda și regiunea aceasta. Tema pusă în dezbatere anul acesta a fost Cartea Mărturia Românismului pe Valea Mureșului Superior. În fiecare an, cu prilejul fiecărei ediții a simpozionului, ne propunem câte o temă distinctă. Anul acesta, în atenția noastră, a fost cartea. Cu acest prilej s-a vorbit despre cărți și în jurul cărților. Toate expunerile au plecat de la cărți. În primul rând a fost lansat volumul Tradiție, Cultură, Spiritualitate în Deda și Împrejurimi, volumul al treilea, anuar al Comunei Deda, cum puține comune din județ și din țară au, volum editat de Primăria Comunei Deda, Despărțământul Central Județean Mureș al Astrei, Fundația Culturală Vasile Netea și Biblioteca Municipală Petru Maior din Reghin. Simpozionul a mai adus în fața publicului o serie de publicații și volume despre Deda și nu numai. O carte a mea, Slujind Credința și Neamul, un volum de publicistică, a fost prezentată de domnul Lazar Lădariu. Domnul director al Direcției pentru Cultură Mureș, Nicolae Băciuț, a prezentat o carte a domnului Iman, intitulată Deda, evoluția urbanistică de la începuturi până în anul 1990, o lucrare extrem de interesantă și de bine documentată a domnului tehnician arhitect Ioan Eugen Man de la Târgu Mureș.
Scriitorul și publicistul Ilie Șandru de la Toplița a lansat volumul Ani de Zbucium, un roman istoric care efectiv a făcut furori în anul acesta când a apărut, a fost lansat în mai multe locuri și iată a fost prezentat și la DEDA. A fost prezent și domnul Ioan Lăcătușu, directorul Centrului European de Studii Covasna Harghita de la Sfântul Gheorghe, care a prezentat mai multe publicații din preocupările pe care le au domnile lor acolo la Sfântul Gheorghe, bineînțeles publicații care au tangență și atingere cu zona noastră de cuprindere, cu Valea Mureșului Superior. Evenimentul a avut un public numeros, din care nu au lipsit elevii, localnicii și numeroși oameni de cultură. Au fost prezentate și cărți de folclor, a fost și doamna cercetător științific Maria Borzan de la Reghin, o cercetătoare foarte pricepută, domnul profesor Ioan Torpan, părintele Vasile Chiorian și multe alte personalități. Evenimentul s-a bucurat de prezența unui public destul de numeros, un public de bună calitate, profesori, preoți de la Liceul Vasile Netea din DEDA, dar și de la școlile din împrejurimi, personal administrativ de la DEDA și din localitățile înconjurătoare. Sper că a fost o reușită acest eveniment, a avut un impact deosebit în viața culturală a comunei DEDA, care este una extrem de intensă. Aș menționa în concluzie sprijinul deosebit pe care doamna primar Lucreția Cadar, primarul comunei DEDA, îl acordă tuturor activităților culturale care au loc pe raza comunei DEDA. Sala de ședințe a primăriei a găzduit simpozionul, iar tema acestuia a fost Cartea, mărturia românismului pe Valea Mureșului Superior. Meci de foc pentru Avântul Reghin în etapa a 5-a a Ligii a 3-a de fotbal Serie 5. Elevii antrenați de Vili Stoica primesc vizita celor de la Recea. Înaintea meciului cu ASF Comuna Recea, Avântul ocupă locul 7 cu 6 puncte după 3 partide disputate. Partida va avea loc sâmbătă, 1 octombrie, de la ora 15. La ora disputării meciului, la stadionul municipal din Reghin, reprezentanții clubului găzduiesc urne pentru toți cei care doresc să o ajute pe micuța Rebecca să se vindece de leucemie. Vorbim pe larg despre toate acestea imediat în jurnal, după ce facem o oprire la redacția Meteo, pentru avanpremiera jurnalului de vreme. Bine v-am găsit! Sâmbătă cerul va fi parțial noros. Termometrele ne indică în Reghin valoarea de 23 de grade Celsius, iar în Târgu Mureș 24. Cu mai multe informații ne revedem la final de jurnal. Partidă dificilă pentru Avântul Reghin în etapa cu numărul 5 a Ligii a 3-a de fotbal Serie a 5-a. Ocupanta locului 7 din serie întâlnește vecina de clasament ASF Comuna Recea, sâmbătă 1 octombrie de la ora 15, pe stadionul municipal din Reghin. Cele două formații sunt despărțite în clasament doar de un punct. Urmează un meci foarte important cu echipa din Comuna Recea, o echipă foarte bună, care s-a întărit foarte mult în acest campionat. Sper să câștigăm, fiindcă este foarte important acest meci pentru noi. Probleme de lot înaintea partidei sunt? Deocamdată nu. Deocamdată toți băieții sunt valizi. Sperăm să ne revenim după înfrângerea suferită la joc. La ora meciului de pe municipalul din Reghin va debuta campania inițiată de clubul reghinean împreună cu Lexa Ligim, împreună pentru Rebecca. Pentru că ne dorim ca toți copiii să se facă bine, nu doar Rebecca. Ne-am gândit ca sâmbătă la meciul echipei mari de la Avântul. Avântul Reghin, Comuna Recea, se va juca sâmbătă la ora 15 pe stadionul Avântul, unde oamenii vor găsi acolo urne și mai multe detalii pe niște afișe unde vor putea dona bani. Înaintea partidei de sâmbătă, Avântul Reghin ocupă poziția 7-a în clasamentul seriei cu 6 puncte, la 4 lungimi distanță de ocupanta primului loc, Sănătatea Cluj, dar și cu un meci mai puțin disputat. Formația de Liga a 4-a Mureșul Rușii Munți dispută un nou meci în deplasare. Formația antrenată de Ovidiu Mărcinean se deplasează în localitatea Cățari sâmbătă 1 octombrie de la ora 11 pentru disputa cu echipa locală ASC Raza de Soare a Cățari. Înaintea partidei din etapa a 4-a Ligii Județene de Fotbal, echipa din Rușii Munți ocupă primul loc în clasament cu 15 puncte din tot atâtea posibile.
Mureșul Rușii Munți continuă lupta pentru supremație în Liga a 4-a de fotbal. Elevii antrenați de Ovidiu Mărginean se deplasează în localitatea Acățari pentru disputa cu echipa locală. Meciul va avea loc sâmbătă 1 octombrie de la ora 11 și face parte din etapa a 6-a a Ligii Județene de fotbal. Lotul este în totalitate valid. Ne deplasăm la Cățari, vrem să facem un joc mai bun și să câștigăm cele 3 puncte. Tot timpul meciul următor este cel mai important pentru noi. Înaintea meciului împotriva celor de la ACS Raza de Soare a Cățari, formația din Rușii Munți conduce clasamentul Ligii a 4-a de fotbal cu 15 puncte din tot atâtea posibile, la 2 lungimi distanță față de locul secund ocupat de Juvenes Târgu Mureș și la 3 de Gazmetan Târgu Mureș. Doamnelor, domnilor, știrile zilei se încheie aici. Veți vedea în câteva minute rubrica Jurnal Plus, apoi Jurnalul de Astre. Iar la final vom avea și prognoza meteo. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc un weekend plăcut. La revedere! Dragii mei, se spune că odată cu trecerea timpului, noi ne îmbogățim în ceea ce înseamnă înțelepciune. Eu nu știu dacă anii sau experiența din spatele anilor stă la baza înțelepciunii noastre. Am astăzi plăcerea de a avea alături de mine o persoană. Eu îmi permit să spun și o personalitate și nu vorbesc lucruri mari pentru că sunt convinsă că experiența anilor, munca, oamenii cu care s-a întâlnit, ne poate astăzi, prin cuvintele dumnealui, să ne demonstreze sau să ne dovedească înțelepciunea. Și nu a vârstei, ci a experienței. Domnule Movilă, ce înseamnă înțelepciune? Cum putem noi să creștem în înțelepciune, anii sau experiența anilor? În acest cuvânt, înțelepciune, sunt îmbinate cele două. Fără experiență și fără experiența se câștigă în ani, nu se poate câștiga de pe azi pe mâine. Și toate îmbinate, cele două cuvinte îmbinate dau acest răspuns la întrebarea dumneavoastră, prin care omul, trecând prin curcile caudine ale vieții, învață foarte multe, chiar dacă la școală nu ne-a învățat. Deși și de fapt este o vorbă bătrânească, că școala vieții este cea mai bună școală. Omul învață din experiență. Da, ați atins un cuvânt, școala, atât școala vieții, cât și școala ca instituție de învățământ. Haideți să facem așa o incursiune în trecut, o scurtă trecere revistă a ceea ce a însemnat învățământul în timpul în care dumneavoastră erați elev pe băncile școlii și cum vedeți astăzi că se desfășoară lucrurile în sistem? Da, e o comparație între ce a fost și ce este. Trebuie să o spun cu părere de rău că nu numai eu am această impresie și părere, dar au constatat și alții, nu de la noi din țară, ci din afară, că școala românească a fost o școală de prestigiu care a dat personalități, a dat oameni de știință, a dat lumii, nu numai Europei, a dat lumii oameni care au contribuit la progresul acestei lumi. Ca atare, ceea ce se întâmplă astăzi, îmi pare rău să o spun, că din 1990 încoace, noi am, în sistemul de învățământ, am încercat să facem fiecare cum a venit, să facă tot felul de experimente pe cobaii care erau copiii noștri. Din păcate, și astăzi se întâmplă același lucru, cum vine un ministru, se schimbă un guvern, se schimbă și sistemul, vor să facă toți reformă. Reforma nu se face de pe azi pe mâine. O reformă trebuie să aibă o lungime de undă care înseamnă mulți ani.
adică toată lumea, și în economie, și în învățământ, și în sănătate, dacă nu gândim în perspectivă, pe termen mediu și lung, nu o să se întâmple absolut nimic și, de fapt, ca să, îmi pare rău că trebuie să spun din nou, să ajungem la aceeași vorbă, s-a întâmplat ca rezultatele care toată lumea le așteptăm de la noile generații care vin după noi să aibă, să vedem copii bine educați, sănătoși și buni de aduce această țară mai departe, nu în toate perioadele trecute după 1990 s-a întâmplat acest lucru. Ca să vă răspund mai pe scurt, toată lumea înainte, când am învățat eu școală, avem un respect față de școală, în primul rând, și de cei care ne învățau în școală. Din păcate, astăzi n-am prea văzut acest lucru. Toată lumea are drepturi, dar nimeni nu are îndatoriri. Din păcate, asta este. Da, îmi doresc ca viitorul să schimbe lucrurile și să mergem pe un făgaș mai bun, că avem generații care vin, copii buni, care trebuie și trebuie să conducă această țară. Ați atins și de această dată un subiect, tinerii zilelor noastre. Tinerii de astăzi, în ceea ce mi-a spus dumneavoastră, le lipsește respectul. Respectul față, cred, de mai multe aspecte ale vieții, nu neapărat față de om, ci și față de sine. Acest respect, cum era mai de mult? Tânărul din zilele dumneavoastră, cum era? Și aici aș vrea să scot în evidență chiar și modalitatea de a-și petrece timpul liber. O modalitate de a se distra, pentru că ăsta este adevărul, căutăm și această modalitate, tineri fiind. Da, comparațiile nu pot să fie foarte apropiate, întrucât în copilăria mea respectul era, indiferent ce s-a întâmplat și ce se întâmpla, respectul era față de părinți, față de școală, față de profesori, față de cetățenii cu care trăiam în comunitate. Așa am fost învățați, ca trecând, chiar dacă nu-l cunoșteam pe cetățeanul respectiv, îi dădeam bună dimineața, bună ziua sau bună seara. Asta însemna educație și respect față de aproapele tău, în primul rând. Și respectul înseamnă, indiferent de vârstă, să te respecti unul pe altul și, în primul rând, pe tine, ca să poți să fii respectat. Din păcate, acest lucru, pare rău să o spun din nou, nu se prea întâmplă astăzi. Eu mă bucur când mă duc într-o comună sau într-un sat și un copil trece pe lângă mine și îmi zice bună ziua, cu mult respect și cu multă bucurie răspund, să-ți fie bună inima, fiindcă mă surprinde că acest obicei încă mai există în mediul rural. La oraș, asta mai puțin. Dar nu trebuie să ne pierdem speranța. Tineretul de astăzi depinde de cum este educat și îndrumat. Libertățile și informațiile care le au copiii de astăzi, noi nu le-am avut. Noi ne-am distrat și noi. Vreau să vă spun că nu eram nici uși de biserică, nici noi când eram copii, eram și noi năzdrăvani, burdalnici. Nu putem să condamnăm copiii de astăzi, că uite cum sunt. Și noi am fost copii și am trecut prin vârsta care au copiii noștri astăzi și nu trebuie să-i condamnăm pentru anumite năzbâtii. Când depășesc măsura, atunci putem să spunem că, uite, ăsta nu este chiar educat. Dar, cu bune curele, eu sunt un om optimist și sper ca generația care este și vine, care aștept de la ei să-i văd la conducerea acestei societăți și comunități, să putem ei să ne respecte pe noi și noi pe ei. Eu nu pot decât să vă mulțumesc pentru cuvintele dumneavoastră și dacă ar fi să dați un sfat tinerilor zilelor noastre, care ar fi cuvintele care ar trebui să ajungă în mintea și în sufletul lor? Este foarte simplu. În viață trebuie să ai demnitate, trebuie să ai bun simț, respect față de cei din jurul tău și față de tine. Dacă aceste lucruri, părerea mea, sunt respectate, să zic așa, atunci
toți tinerii să respecte pe ei și să nu se lase dobărâți de eventualele greutăți ale vieții, că viața nu a fost, nu este și nu va fi ușoară. Vă mulțumim și vă dorim multă, multă sănătate. Vă mulțumesc și dumneavoastră la fel. Vă mulțumesc. A fost domnul Liviu Movilă. Mulțumim. V-am regăsit. Berbec, intuiția îți spune ceva, rațiunea altceva și de această alegere depinde evoluția unor situații dificile, de exemplu cele legate de cineva drag sau de una dintre pasiunile tale. Taur, simți nevoia să redesenezi anumite planuri și bine faci. Ziua aduce o încurajare spre optimism și încredere în propriile puteri. Gemeni, treci la lucruri mai serioase, cum ar fi rezolvarea unor chestiuni financiare care derivă dintr-un partaj, o separare sau o despărțire de comun acord într-o afacere. Rac, devii mai curajos și mai stăpân pe tine, poate că și partenerul de cuplu va avea meritul său în această schimbare îndelung dorită și binevenită. Leu, crește eficiența la serviciu pe fondul unei întăriri a voinței de a progresa pe toate planurile. Rezultatele nu vor întârzia prea mult. Fecioară, de acum înainte, timp de cel puțin o lună, te vei ocupa de cei dragi, de tot ce este legat de ei. Noutatea este că vei face acest lucru din toată inima, nu din obligație. Cu detalii despre următoarele 6 zodii revin imediat. Continuăm previziunile astrale pentru sâmbătă. Balanță. Treci de la supărări și nemulțumiri la acțiune. Organizezi tot ce ține de familie, locuință, patrimoniu și bunuri de care trebuie să te îngrijești. Scorpion. Este posibil să ți se răscolească în perioada următoare toate nemulțumirile acumulate și să le resimți și mai acut. Ideal ar fi să te eliberezi de ele prin înțelegere. Săgetător. Te ocupi cu mai multă atenție de finanțe, de regimul alimentar, cu mai multe șanse de a lua deciziile corecte și de a vedea rezultate în scurt timp. Capricorn. Ai șansa de a depăși multe dintre obstacolele interioare pe care le-ai colecționat. Poți trece la etapa următoare din viața ta și acest lucru te va bucura mult. Vărsător. S-ar putea să te simți dat peste cap de anumite evenimente care debutează acum. Unele te vor surprinde, altele te vor supăra. E nevoie de toleranță și de flexibilitate. Pești. Debutează o perioadă mai calmă în viața ta în care vei reuși să selectezi persoanele care merită să rămână în preajma ta și pe cele de care trebuie să te îndepărtezi. Acestea au fost previziunile astrale pentru sâmbătă. Sunt Crina Casoni. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! Bine v-am regăsit! Sâmbătă, soarele se va ascunde. Termometrele vor indica în Reghin valoarea de 23 de grade, în timp ce la Târgu Mureș vor fi 24. Pentru Ludu și Iernut sunt estimate 25 de grade. 23 vor fi la Sighișoara și Batoș, iar la Stânceni și Sovata vor fi 22 de grade. Potrivit datelor anunțate de meteorologi, în afara județului nostru, vremea se anunță călduroasă. Pentru Brașov sunt estimate 23 de grade, iar pentru Sibiu 24. 23 vor fi în Bistrița, 25 în Cluj-Napoca, iar în Alba Iulia sunt preconizate 26 de grade. În București, temperatura maximă va fi de 26 de grade Celsius. Sâmbătă noaptea, cerul va fi în mare parte senin. În Reghin, termometrele vor indica valoarea de 6 grade, iar în Târgu Mureș, minima nopții va fi de 7. Pe parcursul zilei de duminică, cerul va fi noros. Pentru Reghin sunt estimate 24 de grade, iar în Târgu Mureș, maxima zilei va fi de 25 de grade. Dragi telespectatori, încheiem jurnalul meteo în aceeași notă plăcută.
Vă doresc o seară liniștită, plină de căldură sufletească. Sunt Oriana Ormenișan și vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!